Fermierii întreabă, autoritățile răspund. Iată o rubrică nouă pe care o să o întâlniți tot mai des în emisiunile noastre. Am făcut acest lucru pentru a vă da posibilitatea să adresați întrebări în legătură cu problemele care vă frământă celor în drept. Și acum să vedem prima întrebare din emisiune. Potrivit Institutului Național de Statistică, în anul 2021, comparativ cu anul 2020, consumul mediu de vin pe cap de locuitor a crescut cu 2,6 litri. Resursele totale de vin au crescut față de anul precedent cu circa 658.000 de hectolitri. Această creștere a fost datorată în principal producției de vin, care a crescut în anul 2021 față de anul 2020 cu 11,5%. Sectorul de producere a vinului în România a cunoscut o creștere constantă, dar producătorii susțin că domeniul are nevoie de mai multă implicare din partea autorităților. Din partea statului am avea nevoie de mai multă implicare în promovarea la nivel internațional a brandului de țară România, în special pentru vinuri, domeniul în care activăm noi. Aici suntem deficitari față de alte țări și este singura modalitate prin care chiar putem să arătăm lumii ce vinuri bune se produc în România. Cred că se vorbește despre brandul de țară de când au început să vină fondurile europene și de când au venit fondurile de preaderare ca să putem construi și să ne facem o imagine. Este un cerc vicios, fiindcă noi producem undeva în jur de 4 milioane de hectolitri pe an, 5 milioane plus minus în funcție de an și în funcție de recoltă, iar exportul este undeva la 5%, aproape 5%. Deci producătorii vând foarte bine pe piața internă pentru consumatorii din țară. Și atunci undeva construcția acestui brand de țară presupune și un interes din partea lor. Dar dacă vinzi foarte bine pe piața internă, este greu, adică este la îndemână. Să intri pe piața externă presupune o investiție pe termen lung, constantă, pentru foarte mulți ani, să faci promovare. Este o investiție unde roadele se văd abia în 5, 7, 10 ani de zile, ca să construiești o imagine. La ora asta, România nu are o imagine în exterior. Potrivit reprezentanților Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, responsabilitatea creării unui brand național de țară în domeniul vinului revine Oficiului Național al Viei și Produselor Vinivicole, instituție aflată în subordinea sa. Instituția este în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, însă se autofinanțează, nu depindem de bani de la buget. În acest domeniu, în industria vinului, foarte puțin bani am avut de la bugetul de stat. Singurul ajutor pentru viticultori și pentru cei care produc vin a venit în 2020, odată cu criza, cu COVID-ul, cu pandemia, și au fost 500 de euro pe hectar pentru viticultori. Foarte puțin comparativ cu alte ramuri ale agriculturii. Vinul și industria vinului eu văd cumva ca o cenușăreasă în acest domeniu. Da? Producătorii sunt cei care prin Consiliul Regiunilor Vitivinicole conduc această instituție. Instituția are un director general care este și președintele Consiliului Regiunilor, însă totul se face prin acordul producătorilor. Deci este important acest lucru și ei practic decid care sunt alte proiecte ca în afară de certificarea vinurilor care se fac aici la Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole. O idee ar fi de a aduna cumva toate bugetele existente pentru promovarea vinului. Știu că Ministerul Antreprenoriatului și Turismului are niște bugete pentru asta. Ar putea fi interesant un parteneriat cu acest minister ca să împreună să facem ceva mai bun.
Prin regulament, Oficiul Național al Viei are atribuții în promovarea națională și internațională a vinului românesc, însă, spun reprezentanții instituției, din punct de vedere legislativ, acțiunile de atragere a fondurilor pentru acest lucru sunt limitate. Nu putem accesa fondurile europene care au venit prin Programul Național Suport și care se derulează prin APIA. Trebuie neapărat să fie producători sau asociații de producători. Noi, ca și instituție, am încercat să prin mai multe variante și nu putem accesa acele fonduri. În momentul de față nu există o strategie națională de creare a brandului național al vinului românesc, ci doar eforturi individuale de promovare ale producătorilor români. Cred că undeva în minim 5 ani s-ar atinge un anumit nivel, să zicem de 10%, deci să crească exporturile de la 5 la 10%. S-ar putea face foarte multe lucruri, dar revenim la buget și revenim la bani.